să spună Dorin Iacob, că îl vezi la statul paralel, care a fost consilierul lui Traian Băsescu și care s-a certat cu Traian Băsescu atât de rău încât l-a dat afară de la Cotroceni în momentul a dat un pumn la masă din cauza Elenei Udrea. Alt episod. Iar s-a întâlnit cu Vântu. Și pe Dorin Iacob l-a trimis să vadă dacă, cu scule, cu tot, să vadă dacă nu e, îl înregistrează mogulul. Deci s-a făcut un fel de curățare de a interceptorilor pentru că se schimbau valize, ca să ne înțelegem. Adică, nu știu dacă tu ai crezut vreodată... Valize cu ce? Bani sau informații? Cu bani, dragă, cu bani. Cu bani. Tu ai crezut că Băsescu nu ia șpagă? Tu așa ai crezut toată viața, nu? Deci a luat bani. Vezi, bă, de ce n-ați înființa voi că ați avea cu ci decât kamikaze? Ci decât kamikaze, ești erați mici. Salutare și bine ați revenit la Amintea lui Tetelu. Astăzi intrăm direct în episodul 2 din istoria foarte personală a fost un fenomen a Academia Cațavencu, Liviu Mihaiu. De ce suntem trei? Pentru că Răzvan Cucuia a insistat că ar fi bine să fie și el la celelalte episoade și am considerat că este bună ideea ca să vă puteți certa, să vă înjurați. Să fim mai mulți. Să fiți și mai mulți. Cu cât sunteți mai mulți, cu atât sunteți mai culți. Cu cât suntem mai mulți, cu atât suntem mai culți. Asta e un text de al cui? De al meu, din pe prima pagina primului număr din Cațavencu, februarie 1990. Deci tu ai scris primul text de pe copertă? De pe copertă. Erau mai multe texte, dar al meu era cel mai șmecher oricum. A început cum trebuie. Deci cum a început Academia Cațavencu? Băi, ce interesant și pentru ce că nu știe lumea. Vreau să aflăm cum s-a încheiat Academia Cațavencu. Cel mai mare mister, de fapt. Da, o să... Hai să începem cu... Da, cred că ne trebuie două episoade. Da, facem. Băi, ceea ce... De-aia e bine că a adus și memoria lui Cucui alături de mine. Da, chiar am considerat că e foarte bună propunere. Autopropunerea. O să-ți povestească Răzvan de preistoria Academiei Cațavencu sau a lui Cațavencu, că el s-a numit Cațavencu săptămânal incomod, de moravuri grele, înainte de 89. Aia ce zici de asta? Unde? Care? Cine? Știam că v-ați întâlnit la facultate niște studenți. Nu, eram o gașcă. Chinezesc. Nu, acolo s-a pierdut manuscrisul. Proto. Vorbește în microfon, te rog. Nu, ne-am apucat să scriem. De Dizident? Fapt, s-a apucat. Da, era... N-am știut asta. Ducu s-a apucat să scrie un bilet de lăsat un ușă la care am început să contribuim, după care fiecare a scris cât un text. S-a adunat un volum. Ei! Da, mă, înainte de 89, tu îți dai seama, eram studenți. De poezii, declarații, așa. Cred că s-a și desenat. Nu, asta zic că s-a și desenat, pentru că, de fapt, desenul de Cațavencu cu intervenții pe poze este un desen preistoric pe care se practica în manualele de istorie. Făceam coarne, mustăți, fine, toți. Făceam asta, nu numai noi am scris peste poze. Inclusiv lui Ceaușescu îi făceam. Mai ales lui Ceaușescu. Deci ca să ne râdem, veneam cu manuscrisul pe la întâlnire și îl duceam la școală fiecare să citea și s-a pierdut în chinezesc, în restaurantul chinezesc. Ia tot la o șezătoare. Așa? Are, și s-a pierdut, dar mă gândesc securiștii aia cât au râs. Au râs care... la glume, da. S-a predat la securitate. Deci în ce an era asta? 89 sau 88. No, mai înainte de 88. 88-87, așa. Nu, dar voi de unde știați pe Ducu? Era mai mare decât voi? Da, Ducu era... un pic mai mare ca noi, da. S-a combinat cu o colegă de-a mea de liceu. Ah. De acolo. De acolo. Și ea l-a adus. Deci cine era? Voi doi?
Ducu. Bușcu. Ei, era... stai mă, era Bușcu, era toată lumea, Vulpe, toată lumea. Să vrea să fac dacă de Cați avem cu înainte de revoluție. Am făcut o publicație. O publicație, care imita mână și retranscrisă. Am și retranscrisă. Da. Adică am dat o pe tipar ca să un scris frumos de inginer, știi cum se scria la proiect. Mamă, ce aș vrea să văd asta. Da, din păcate a dispărut. Da, și poate cerem la cine se la CNSAS, da. E la unul dintre noi. Uite, vorbim cu Hodor. Zi, bă, e ceva acolo. Să luăm ceva serios din Biblie, cred că se numea, sau da. Dacă era un titlu de interior. Sau da, da, dar mi-aduc am. Îți dai seama ce memoria asta, că din 87, să luăm deci ceva serios din Biblie. Căutăm. Deci stilul tău, mușată, îți dai seama. Căutăm... să căutăm pe index. Să caut în arhivă. Codor, nu, cred că să... Ia, notează-ți. Uite, am notez, deci, da. Cum să zic, publicație CNSAS. Așa, și după aceea, nu știu, v-ați răspândit cu armata, cu... Răspândit, da, cu armata, mă rog, cu armata. Repartiția... Noi am făcut-o în 82-83, deci după aia, exact, după aia a venit Revoluția, unde am ieșit în stradă. Ocupai? Student. Eu n-am vrut să ieși din facultate, trebuia să ies mai demult, dar am fost repetent, mi-am amânat anul ca să mai joc și eu în fotbal în regie, să beau o bere de la Șorlei, adică n-avea niciun rost să te duci în câmpul muncii socialiste, adică nu era mai mișto la cămin, adică... Și ai la alții? Băi, el a început de fapt, a dat un anunț acest Ovidiu Nacu, care nu știu dacă mai trăiește, dar cred că mai ne trăiește. Ne-ai pus în Anglia, bă, da, a intervenit pe pagina de media la un moment dat, da? Acum 10 ani, da. Și a dat un semnal, bă, vreau să scot o gazetă. Cine vrea, eu aveam o gagică pe nume Teodora, pe care mi-a futut-o ăsta mai târziu. Așa, da, și aia e adevărul istoric, tovarăș, să spunem adevărul asta. Și a dat un, și a ajuns la mine, la Vulpe, la Bușcu și ne-am prezentat. Nu gagica, informația. Informația. Băi, nu i-a venit cu ideea la filologi? Băi, de filologi, da, am eu, dar ea ne știa pe noi, ea era filologie, am eu niște ingineri care sunt foarte buni, haioși, au carte multă, citesc Sartre, de-ăștia, băieți deștept. Cum mă, inginer? Ia să-i vedem. Și a venit ăsta, eu, Vulpe, Bușcu, Răzvan, Toma a venit un pic mai târziu, Ioan Temorar, în fine. A venit la decurs de un an de zile, s-au strâns toți cam așa. Mai repede, mă. Poate mai repede. Mai repede s-au strâns. Și uite așa a zis... Ce acum? Unul a zis că el e dispus să-și vindă televizorul Color pentru a deveni patron de gazetă. Okay. Și Nacu. Dar nu erați voi. Papi, papi a fost... Papi și-a nu mă, el și-a vândut Nacu. Sau nevasta Irina. Nu mai contează. Unul și-a vândut televizor. Color. El Crom de la Ceaușist. Nu mai știu. Cum? Era 16.000 de lei. Băi, da, era. Nu era chiar băi, stai, bă, la 20.000 la... 20.000 la oficial. La tu știi cât înseamnă asta? Deci în dolari vorbesc. Era dolari acum. Deci nu mai scrisesem niciunul în afară de jurnale, de... gagici, scrisori, nu scrisesem la vreo gazetă literară să debutăm la 16 ani, ca... Nu. Și uite așa că am aici... Dar mai citit zi. Nu, că am istoria oficială a Academiei Cațavencu, e scrisă de mine în almanacul ăsta. Tu ai scris asta? Eu am scris-o din 95. Asta e, care a avut vreo 75.000 de exemplare. Ceva huge pentru... Și am scris această chestie eu. Și uite așa am ajuns. O întrebare. Ce însemna la Mardeală sticlar cu facultate? Sticlar adică de la băuturi, că n-am înțeles. Nu mai era m-a sticlar, fascinat. Dar acum am avut imaginea. A, de sticlar însemna de... sticlar. Eu m-am tot gândit ce însemna sticlar cu facultate. Sticlărie, făcea vitralii, făcea nu știam, eu n-am înțeles expresia. Țin minte asta. Țin minte cum s-a prezentat Mardeală la redacție? Am crezut că e schimbător. Jack Zico, mâneși detașabile. Zico, dacă ți el muncea la Casa Poporului, făcea parte din gașca de artiști care au muncit la Casa Poporului efectiv, cu mâna la toate ornamentele alea, da. De unde și furau o groază de marfă, că a costat și că vreo 10 miliarde Casa Poporului, dar s-a furat un miliard, îți dai seama, a dus acasă lemne, tot,
a dus, acolo a învățat meserie, mă, dar acolo a fost Michelangelo pe schelă. Și după aia, după un an, doi, ne-am dus la Dinescu, ne-am despărțit de NAC. Că aici e foarte important. Cum v-ați despărțit voi de NAC? Pentru că voi acolo erați angajați, da? Da. El era patron. Cum ați făcut voi această nemernicie? Cum v-ați gândit? Dom'le, vrem să fim și noi bogați? Ce aveți în cap? Bă, nu de la bani ne-am luat, pentru că, să știi, nu, pe vremea aia nu, era o efervescență după Revoluție, numai bani aveam noi în cap atunci. Mai degrabă pizda aveam în cap, dar bani nu. Adică banul nu avea valoarea pe care o are astăzi să îi convertească pe toți în direcții nebănuite, nu. NAC-ul o luase pe calea comercială, a început să-i placă banii, că noi am vândut 125.000 tiraj. Ceea ce, cum să zic, ăsta e tiraj de formula asta mai târziu. Și o luase cu infractoarea, mă, vrea să facă o chestie, că vedea că ea vând 300.000. Ăștia au niște reviste, ziare alb-negru și uneori pe la mijloc și color, cu un fel de reviste XXL, așa, adică cu țele. Țin minte, prostituția. Da, că noi imitam acele reviste clandestine din comunism, cum ar veni, ăștia au imitat... După ieșirea din lagăr, acele reviste porno sau sexy la care toți făceam labă în tinerețea noastră. Și atunci ăsta l-a lovit această dorință de a face bani din alte publicații. Și noi am zis, băi, stai puțin. Doi la mână, noi am dat numele de Cațavencu. Voi? Da, nu NAC-ul. Și aici e dilemă, cine a dat numele? Cine a dat numele? N-a dat Maxim Belciuc numele, a zis. Mai știu care, uite, la Gherila știm acum, o istorie mai aproape, știi că a fost în dispută, au fost în dispută două nume. Da. Crazy FM și Gherila FM. Da. Tu ai venit cu Gherila FM, da. Și eu am venit cu Crazy FM, am votat în redacție și a ieșit Gherila FM, al tău. Mi-ai dat $100. Și ți-am dat tot, ți-am dat? Nu mai știu. Luat și $100, da. Nu dați, bă. $100 dați trecuți acolo, asta era dovada. Adică aveam dovada, că zicea cineva, contesta, zic, bă, s-a primit $100 pentru... Bă, oricum ne remarcaseră, Manolescu a scris în România Literară de noi, adică am început să ne laude. Cum vă prive, adică erați de fapt niște nebuni, prea mici pentru lumea asta literară, adică cum ați căpătat? Nu, noi eram, n-aveam treabă cu România Literară. Dar voi nu vă interesa. Nu ne interesa gloria asta. Nu ne interesa gloria. Noi vrem să râdem și să scriem mișto. Și să pice Iliescu. Fim liber. Și evident că Iliescu a fost pe copertă, până la urmă, cea mai mare parte a existenței noastre, cred că Iliescu a fost pe copertă. Uite-l, îl vezi și aici. Nu e așa, uite-l, că e în contrapagină. E bună poza, foarte bună. Bună poza, da. Foarte bună. Dar dacă îți citesc ce a zis Iliescu, nu o să-ți vină să crezi. Știu. Tu o știi, voi știți. De azi, da. Când Academia Cațavencu va fi amenințată de ceva, însuși dreptul poporului român la zâmbet va fi în pericol. Așa ceva va fi imposibil cât voi fi eu președinte. Bănene, adică, nu știu dacă ar zice asta un președinte despre o revistă astăzi, oarecare, toată lumea ar zice, ce om, ce caracter, ce sub... Iliescu, frate, că noi eram amenințați, ne-au spart aia la Mineriada din 91, redacția. Redacția. Da, da, primeam mai amenințări de la Vatra Românească, că primele mișcări naționaliste ante-PRM. Era Vatra Română și primeam amenințări, că noi râdeam, noi am apărat pe unguri de persecuția asta după 91, când a fost clinciul de la Târgu Mureș între unguri și români. În 90, pardon. Mă gândeam la altă mineriadă, că au fost succesive. Așa. Și, ba mai mult, după ce ne-am lansat noi și ne-au remarcat tot felul de oameni, inclusiv Tismăneanu, Mircea Horia Simionescu, avem o medalie pe care nu are nici o revistă literară din România ultimilor 200 de ani. Așa. Și anume Eugen Ionescu Mâncațeș. Adică urez mult succes și viață lungă Academiei Cața, semnat 11 octombrie 91 Eugen Ionescu Mâncațeș. Deci eram vedete ai anilor 90.
Și cum începuserăți să vă schimbați din cauza asta? Adică bănesc că ați trecut de la statutul de student la șmecher, că erați, vă știa lumea. Ce însemna asta pentru voi? Nu știam ce înseamnă să fii celebru pe vremea aia. Noi am văzut când ne-am dus la Timișoara după ce l-am luat pe Dinescu. După ce am fugit de la NACU, era prea mic pentru noi, ceea ce e corect. Antrenorul, patronul, era mic. Era prea mic. Prea mic pentru viziunea noastră și pentru pretențiile noastre. Și ne-am dus, l-am găsit pe Dinescu la Uniunea Scriitorilor, își repara un Mercedes Cobra, era sub el, nu să vadă. Nu citez eu, reparându-și Mercedesul de poet. De poet, exact. Știu, aici, da, de poet. E așa, l-am găsit reparându-și în curtea Mercedes de poet, corect. La întrebarea noastră dacă își dorește să devină președinte al Academiei Cațavencu, omul ne-a povestit că în 90 s-a propus să devină membru al Academiei Române. Atunci răspunsul lui respectos fusese: n-am eu organ pentru Academia voastră. Cu Academia noastră a avut organ și atunci de l-am unde luat... Academia Cațavencu? Adică, bineînțeles că trebuia să vă diferențiați de precedentul, da, publicației. Da, de Cațavencu. Dar cine cu Academia? Adică nu era cam mult? Bă, nu mai știu cine a dat-o pe asta cu Academia Cațavencu. Poate vine chiar de la spusa lui Dinescu asta că au vrut să-l pună, să-l facă membru, cum pe Anania, care fusese deținut politic după demisia lui Teoctist, că cel care a acceptat să fie bisericile dărâmate, Anania a vrut să-l pună Gelu Voican Iliescu, să-l pună patriarhul. Și Anania, la fel ca Dinescu, a zis: băi, politicul a intervenit toată viața mea și în biserică și în societate, să mai interveniți odată ca să puneți politic unul care a suferit? Nu. A greșit. A greșit. Că Anania. După aia a venit, ce? Pentru că după aia a venit Dracu în fruntea Bisericii Ortodoxe Române pentru altă emisiune asta. Cu Dracu. Deci au fost niște ani 90, eu cum ne-am zis, ani alb negru. Bușat. Adică era timpul, era atât de decomprimat după Revoluție, timpul are altă percepție. Erau, se petreceau cu atâta viteză lucrurile, era percepția noastră ieșită din lagăr, oameni care aveau 2 ore la televizor și care fumau Marlboro în fața scării să nu-i prindă părinții și mestecau brad ca să nu-i miroasă părinții. Deci noi ieșisem dintr-un lagăr de concentrare. Și atunci, de-aia nici n-am arhivat foarte mult. Pentru că nu ne interesa nimic decât să fim liberi să scriem și nu ne interesa nici că atunci când am fost la Timișoara pe scenă, la Timișoara s-au spart geamurile pentru noi, nu știu, era 92-93, cu Dinescu, cu tot, mi-am aminte că am transpirat eu, care am devenit om și de televizor și de radio, am transpirat de emoții, că îți dai seama pe scenă 92, adică cu un teatru în față și cu geamurile sparte de la înghesuială. Ca au venit să ne vadă ăia de la Cațavencu, care făceau mișto de toți, n-aveau mamă, n-aveau tată. Și atunci am început să conștientizăm că suntem buni. Acum, după 875 de ani de când s-au petrecut lucrurile astea, acum ne-am dat seama nu că eram buni. Este încă generația de aur la fotbal eram. Am fost Beatles-ul presei românești. Când au apărut banii în ecuația asta? Pentru că ai zis... Deci, stai, tu ai cu banii o problemă. Păi da, pentru că eu vreau să văd o schimbare, dacă a avut loc, de mentalitate, de... Adică ce s-a întâmplat în creșterea Academiei Cațavencu. Pentru că eu țin minte și eu partea asta cumva, că nu acceptați publicitate la început și apoi a venit... Cine a venit și a zis: băi, hai totuși să băgăm publicitate. Vin eu cu... Pentru că așa se schimbă, să zic, o americană a venit. Așa, că voi scrieați de dragul de a scrie. Freedom House. Mai ții minte? Freedom House. Și băgeați la Freedom House. Freedom House. Prin Freedom House. Tipul a lucrat în presă. Hai mai repede că începe meciul. Stai mă puțin că s-a obosit. S-a apropiat alegerile din 96 și s-a parașutat în redacție o americancă. Erau mai mulți care s-au parașutat. Au venit americani. Au venit americani. S-au parașutat în redacțiile presei de, așa zis, de opoziție. Și ea a venit de mână cu Lia, dacă ții minte. Primul, da, om de marketing și publicitate
care s-a prezentat la redacție. S-a făcut un birouaș mic la parter, dacă ții minte, avându-i balul Academiei la sponsori, a început să bage bani. Noi nu știam asta cu market. Publicitate în ziar. Băi, noi credeam că ce vindem? Hârtie? Aia-s bani. Am avut o reclamă mică la Swatch, acum mi-aduc aminte. La Swatch? Da, nu mai știu, că Sârbu, Adrian Sârbu ne-a Apple. Băgat, nu, ne-a nu băgat un timbru cu Swatch un an de zile, dar ne-am luat o Swatch-uri cu mulți ani. Da, 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 dar mai târziu, mă, Nu, 95 era. Era înainte să zimelia, da. A zis, cu asta zic, înainte de asta. Mai e ceva, o întrebare, că eu țin minte lucrurile astea, de 95 am fost și eu pe acolo. V-am zis, până ați aflat voi cum mă cheamă, a trecut 8 ani. În fine, dar auzeam niște discuții. Eu cred că prima dată a apărut ideea de a face bani când... a venit acest brat și a numărat ziarul. Și a reieșit că Cațavencu... Nu știu, la un moment dat, Cațavencu era pe locul 1. Da, că avea 7 adică, de unde, adică, pe voi cred că nu știați da? Cât... Adică cât de bun, da. Cât, ce, nu știam nici tirajele, da. Capital alea și Cațavencu, care era un ziar așa zis elitist, da? Brusc era și cel mai citit. Da, se dădea din mână în mână. Și se dădea și deci din mână în mână. Deci avea cei mai mulți cititori că ați avut. Cred că erau 70 ceva. Noi am vândut, fii atent, că mi-am spus ce foarte mișto asta. Cu, tot de bani, că tu ești obsedat de bani. Ca toți colegii tăi de la Happy Fish. A făcut Denis așa. Așa. Vindeam, țină minte, aveam o geantă și vindeam Cațavencu din geantă, ziare calde, mă, eram murdar de cerneală, că era pe zinc pe vremea aia. Mai am un zinc acasă, o caricatură de pe prima pagină, cred că chiar alu Cucui s-ar putea să-mi dă 1000 de euro pe aia. Așa, și vindeam și luam, da, vindeam volant, noi... Nu numai, difuzarea de-abia se încropea. Primele taram și noi vindeam din mână. Și ne întreba lumea, e ziarul la alu teatru? Că dacă ieșea da. Cațavencu și avea mecla asta vestită pe... Dar încă nu aveam, nu era Mardalia. Alea sunt primele două numere. Așa, lumea așa, dacă ați avem, e al teatru? Nu, doamnă, luați și lua lumea, îți dai seama, nu citise ziare libere. Se citea orice, se cumpăra orice. Dragi, eu cumpăram orice. 10 ziare pe zi. Da. Era o nebunie, o plăcere să le ai, să le cumpăi. Da. Lumea petrecea citind ziarele, ziarele. Că era mai erau, Express. Noi am fost al patrulea ziar privat din România. Al patrulea. Înaintea noastră a fost Expressul, Observator, nu, ziar Observator a fost primul. Primul. Al doilea a fost Cațavencu, privat. Nu, și revista 22. Ai să râzi? Ba, da, mă, ba, da. Țin minte, atât a spun. Da, mă, și revista 22, că au făcut și că a venit Brucan la 22, era Stelică Tănase, era Liceanu și există poză și acum cu oamenii, cu notându-și ce zicea Brucan, adică venise la 22 Brucan să, probabil să aducă americane, nu știu ce, să aducă, dar țin minte și acum, deci eram printre primele ziare private și cum scriu în finalul istoriei oficiale, că asta mi-a plăcut la mine și nu numai asta mi-a plăcut, îmi plac multe chestii. După ce am scris fraza asta cu Eugen Ionescu, când ne-a urat la toți să fim tari și cu tare, și brusc Cațavencu a devenit un fenomen, care, ca orice fenomen, se va duce dracului într-o zi. Însă ziua aceea o vom ține cât mai departe de noi și de voi. S-a întâmplat. Și am rezistat, băi, am rezistat vorba lui Mardale, caricaturistul numărul 1 al țării, și la ora asta, vorba lui Mardale, bă, până la urmă, 18-20 de ani e mult și pentru căsnicie, frate. Cât am stat noi împreună, că noi după 20 de ani ne-am spart da. În bucăți, Kamikaze, da. Gherila și Cațavenci. Atunci s-a, la marea spărtură mioritică, cum îi zic eu, că trei ciobani da. Au înființat-o, s-a splitat în trei chestii, Gherila, Kamikaze și Cațavenci. Și s-a dus la 18-20 de ani pentru România, la cât de repede se spulberă lucrurile și întreprinderile în România. Era mult. Adică a fost mult.
Bun, dar voi ați început să creșteți din ce în ce mai sănătos. Fă-mă și mie o țigare. Ce vreau să spun că la ora, pe la nivelul 2005, vorbești am văzut, nu fac ce un product placement aici. Poți că nu ne plătești. Poți, mă, și o țigare, că acum am voie. Bă, nu, oamenii ne pot plăti pe Patreon. Bă, în 2005. Tu știi că în televiziune să fuma? Da. Să fumam, mi-am ca aminte când am fost cu toată cața vecula Tatulici, veniți cu noi pe programul 2. Tatulici, unul dintre cei mai talentați totuși oameni de televiziune din istoria post-decembristă, categorii. Și ne-am dus cu toți și fumam în studio. Era și Cristoiu, și Mardale, și eu cu plete, fumam, frate, când m-am uitat la asta. Când i-am aruncat, mușat să-i arunci în 92 sau 93, i-am împins lui Tatulici un tort în față și l-am strivit de față. Într-o emisiune era? Da. Că era la un eveniment. Nu. În emisiunea? Uite. Veniți cu noi pe programul. Pentru trebuie să faci focus aici. Aici da, e poza lui Tatulici al negru. Fă un pic de focus, tată. Cu frișcă pe față. Asta din emisiunea TV. Din emisiunea TV, în direct, live. Ați și șoc considerați. Și... Bă, nene, asta în America nu se făcea. Nu știu cum să zic. Astăzi în televiziune, dacă gândești așa ceva, ar zice lumea că ești nebun. Nici în America nu zic. Deci noi am zis, domnul Tatulici, pentru că... Nu, dar știu că am mușcat chestia. Ia vedeți ce scrie pe tort. S-a plecat. Da. Și am zis, ia vedeți ce scrie pe tort. Bă, omul s-a prins, îl vedeam că are ezită. Așa era așa. Știi, la haideți, v-am adus ceva, că noi îl futeam în cața vecă, de-l îndoiam pe Tatulici. Și atunci am deschis ăla și l-am băgat direct în față. Există footage-ul și astăzi. Poate îl montăm la podcast. Dacă mi-l dai, îl montăm. Da. Dacă l-ai, îl montăm. Da. Așa, și ați început să creșteți. Cine venea peste voi să vă folosească? A venit adică Securitatea Română? Între ghilimele să zicem Securitatea. Băi, serviciul român de informații. A venit. Nu știu, cine venea? A venit. Ce oferte de a fi vânduți ați primit de la oameni de afaceri? Ofertă de bani până la vântul n-am avut niciuna. Deci 18 ani n-am avut ofertă de a fi cumpărați. Presiuni, amenințări, neștire. Tofan a vrut să intre, dar Tofan a vrut să... A intrat Sorin Marin, tata lui Tudor a intrat la un moment dat. Dar până atunci, că astea se petreceau peste 17-18 ani. Până atunci nu ne interesa să vindem. Pe de altă parte, era așa, acționariatul care e cel mai sănătos acționariat din presă. Presa are 3 stări de agregare. La ziariști, la moguli și la securitate. Acum suntem în a treia stare de agregare, adică la securitate. Atunci am trecut de la mogulul Nacu, student la filologie, la mogulul Mihai Crăciog, patronul evenimentului zilei. Deci ați avut un alt patron. Da, aveam și noi acțiuni. Aveați și Dinescu și voi. Și Senatul, adică fondatorii, cei 10-11 fondatori ai ăsta, aveam acțiuni. Cât aveați? Aveam câte 2-3%, așa, mic. Nu aveam mult atunci. Încă. După aia, mai târziu, ne-am dus într-un desant cu Dinescu în frunte, că Dinescu era bun de gură și era Dinescu totuși. Ne-am dus peste Crăciog, brei, dă-ne acțiunile. A fost o îmbrânceală. Toate? Să-și vândă acțiunile, să iasă din acționariat, să ne dea nouă acțiunile, înțelegea. A zis, brei, dă-ne acțiunile. Nu mai știu de câți ce, din lăcomie, nu mai... Nu-mi dau seama, deci, nu mai țin minte mobilul acestei acțiuni. Dar erați îmbătați. Eram. Durința, da. Băi, vreau să spun că e cea mai bună variantă. Uite, de exemplu, noi la Radio Guerilla suntem numai membrii radioului acționari. Nu ne fute nimeni la cap, nu sună nimeni, facem ce vrem. A fi liber în presă astăzi e o rară avis. Adică mai e liber mai nimeni în presa mondială, ca să zic așa, mai nimeni. Deci atunci eram liber. Și cu patrunii eram liber. Și cu vântul am fost liberi. Discutăm asta cu vântul. E o subiect pe care neapărat îl discutăm. Îți dai seama că durează și numai discuția cu vântul durează cel puțin jumătate de oră. Da. Nu m-am gândit nicăieri. Vreau să aminte intervenția regretatului Mihai Crăciog. Ții minte când am stat la șpriț. Apropo de intervenția patronului în presă. Și stăm și șprițuri și nu știu ce pe la casa Vernescu pe în spate.
Și băi, am și eu o rugăminte. Băi, nu vă mai luați, mă, de ăsta mic. De cine, domnul? Mihai. De cine nea Mihai? De Cristoi, mă, pe el tot. Și pe Ardeu Plut. Ăla, da. Deci el să consumă, mă, el e... Păi să consumă, el e tot cu... I-am zis, era bă, gras pe vremea aia, Mihai, era gras. Zim Mihai, nu, el e cu domnul Cârciun, el a fost la UTC, el are nevoie de un șef, vine la mine și să plânge că-l tot. Zice, iertați-l și voi, nu ții minte? Aia a fost intervenție să nu mai... Să nu zi, mai lasă, dă la... Mai al tău. La mișto, da. Ce la avem mișto? Fundal. Nu, ziceam... Da, asta, intervențiile patronilor la Cațavencu, e bine început, la Răzvan, cu... Astea sunt primele intervenții. Deci patronii se rugau, ziariștii, atenție, ziariștii erau Băcanu, Nistorescu, Cristoiu, păi ăștia era cam nasol să-i chem și să îi pui să scrie articole în favoarea, nu știu, nu se putea asta. A, din trust, da. Din trust, vorbesc din trustul, unde era și Express și Eventul Zile. Nu prea mergea să... doar cu rugăminți. Asta e Ivan. Iar Cârciog, iar Mihai Cârciog avea respectul pentru el, era făcător de almanache, vorba lui Marian Vanghelie, de mai târziu, de peste 20 de ani. El se ocupa cu tipăritul, i-a plăcut lucru scris, stătea cu scriitorii, cu șuvița în whisky, Dumnezeu să-l odihnească, îl țin minte, avea o șuviță și îi cădea în paharul de Mihai. Mihai. Bravo, măi, n-a fost... Asta vorbesc de patron. Primul patron, Nacu, studentul filolog Nacu, al doilea Mihai Cârciog și după aia am tot schimbat acționariate în folosul nostru, am schimbat acționariatele. Până la momentul vântului. Cât dădeați de obicei? Cât dădeam ce? Adică după ce l-ați luat de la Cârciog, ați împărțit tot? Uh-huh. Când ați dat? Cât ați dat? Adică care era regula? Că ați rămas și voi întotdeauna acționat, da, nu? La prima vânzare, după ce am luat, am răscumpărat de la Cârciog acțiunile, a fost 50%. Întâi s-a intrat cu 30%. 50% după aia și după aia mai târziu când s-a făcut trustul realitatea cu Cotidianul, cu toate chestiile, atunci am cedat 80%, da, 80%. Majoritatea, deși eu m-am opus în Senat, am zis că ați avut că trebuie să rămână 50-50 ca să avem iluzia că suntem liberi. Păi de ce ați dat atât de mult, atât de mulți bani? Pentru au fost... că atunci au fost foarte mulți bani. Bani promiși. Promiși și virați. Cheltuiți. Și nu cheltuiți și investiție și acționarilor. Băi, ține cont de următoarea chestie, că tot te obsedează asta cu banii, că probabil pe se tine... Vrea să vândă Happy Fish, cred, pe acest... Sau vinzi Happy Fish, sau vrei să-ți dai seama dacă tu însuți ești un ticălos care ai fost influențat de bani. E, ține cont că oamenii nu văzuse 2000 de dolari în viața lor cash unul peste altul. Niciodată nimeni dintre noi nu vă sărația bani. Nimeni nu vă sărația bani. Și când au venit oferta asta de neratat, cum ar veni, că s-a votat de 2-3 ori în Senat, a fost asta plânset. Până a ieșit. Până a ieșit 5-4. Băi, a ieșit la mustață. Fusese baraj și s-a mai votat încă o dată și unul a... Asta e la vântul. La vântul. Marea vânzare, ca să zic așa, și marea greșeală a vânzării. Dacă... 2007. Te? Mai ții minte, zi-mă Google. 2007. 2006 s-a finalizat în 2007. De la aia în 2007, dar noi știam în 2006, în toamnă știam. Cu sinergiile de business? Sinergiile au fost sinergii de business? Băi, adevărul este că acum, dincolo de demonizarea lui acestui băiat pe nume Sorin Ovidiu Vântu, care venise din curtea unui circ, și devenise mare milionar, vreau să spun că trustul realitatea față de cum sunt televiziunile astăzi la ora la care vorbim, era BBC cu Sergiu, cu Enache, cu toată gașca, lucra cu Rezeanu, Tatulici, Cristoiu, eu apăream, deci apăreau numai nume mari de tot, era un trust greu de strunit. În ce direcție mergea el politic? Vrei să spui că era 100% independent? Da, măcar 1, 2, 3 șef nu era influențați de vântul care avea un interes să fie, nu știu, cu o parte sau cu amândouă? Cum ajung la vântul cu cele după două? Vântul interesa business-ul. Țin minte că la fel, da. Business, banii. Da, și banii, sigur, la influența. Să țin prin politică. Da, prin influență, da. Când a intrat el în contact cu sistemul, e o emisiune întreagă
Dar ne întoarcem în trecut ca să nu vorbim totuși despre vântul toată emisiunea. Nu. Deși un moment zero în existența, cheie în existența noastră. Moral. Apropo de cum zicea Cârcioc, bă, vă rog, eu nu mai faceți mișto de piticul ăsta. Vântul zicea, bă, vă rog, eu amânați și voi subiectul ăsta. Bă, zic, asta nu se poate, zic, pe bune, adică, nu se poate asta, sună. Bă, măcar o săptămână. Bine, mă, o săptămână la mână, dar după aia să nu mai vii. Să mai amânăm, că nu mai ai. Bine, mă, băi, dar i-am dat banii degeaba. Deci ne certam, înțelegi? Bă, ne certam cu patronul și patronul pleca învins de la negocierile cu noi. Dovadă că ca să fii liber, trebuie să ai coaie să fii liber. Trebuie să spui că vrei să fii liber și mai ales trebuie să spună toți că vor să fie liber. Noi am spus-o an de zile și am fost liber 20 de ani. Bun, până n-ați mai fost, să zicem așa, 100%. N-am mai fost liber. Că ne-am spart, adică ne-am splitat ca să fim liberi. Perioada asta complicată de după Revoluție, care în 96 a dus la schimbare. De cum ați receptat-o negru, voi? Da. Cum ați receptat schimbarea? Vi s-a părut că e meritul vostru, cum credeau cei de la Antena 3 că ei au schimbat puterea? Adică, bă, noi credeam, nu considerați că capitalismul pe care vedeam pe casetele video în cămin cu pătura trasă în geam, în regie, capitalismul ăla de-l vedeam pe video, o să se instaleze și la noi câțiva ani. Noi nu știam că după aia Corneliu Coposu mi-a zis în 95, chiar în anul morții sale, când am fost în vizită la el cu Mircea Toma, și l-am întrebat de profeția lui Brucan. Care ne-a enervat foarte tare cu 20 de ani. Ne trebuie ca să fim democrație. Înțelegi? Și noi l-am înjurat. Du-te, bă, stalinistule! Îți dai să bip, bip, stalinistule! Să ajungem. Și l-am întrebat pe Coposu, zic, domnul Coposu, seniorule, Maria ta, are dreptate stalinistul ăsta? Zice, bă, nu, care are dreptate, s-a înșelat. Păi cum adică s-a înșelat? Nu ne 20 de ani, ne trebuie 45 de ani. Îți dai seama că a căzut cerul peste mine când am, cum adică, păi zice, cât a gestat dracu în pântecele națiunii, atât ai trebuie națiunii ca să-și revină. E și ca un pendul. Și așa e. Că vedem e ca un la pendul. Îi dai ca la naștere, că ai copii, am copii. Femeia își revine după naștere cam într-un an de zile. 9 luni a stat gestant, în 9 luni își revine. Să știi, organismul. Cu toate mineralele, ca să vorbim științific, cu tot. Asta când mi-a s-o copos, a zis, aoleu, cum adică? Și era 95, deci. Bun, și 96 se schimbă. Ce ați simțit? Băi, am simțit o bucurie imensă. Am crezut că noi am schimbat regimul. Totuși, și am avut și noi contribuția noastră, stai puțin, că eram citit în fiecare săptămână de 100.000 de oameni care dădeau din mână în mână ziarul. Ziarul se lăsa într-o familie la veceu și îl citeau toți pe veceu. Toată familia citea ziarul. Adică nu era citit de, citit de câteva sute de mii. Aici te confirm în felul următor. Asta țin minte de atunci, că un criteriu la această numărare de la Brat era câte persoane mai citesc. Mai citesc. Și ca să avem că era pe locul 1, avea 3-4 recitiri, 6, nu mai știu. Eram 6. Cel mai dat din mâna în mână. Recitit mai departe. Da, e un criteriu, nu e doar o glumă de-a voastră. Să luam în ziar și mergeam tot birou și uneori tras la copiată. Și după aceea v-a dezamăgit Emil Constantinescu, știu că tu ești fan, dar... Băi, eu când și-a dat demisia, am fost singurul care a luat apărarea într-un editorial din Cațavencu, că el a zis că l-a înfrânt securitatea, da, și își bagă păi pula numai ca din asta. Ta acum? Nu era popular, adică în procente era pe la 20-30%. N-ar mai fi câștigat. Probabil că n-ar mai fi câștigat cu temperamentul americanii. Lui, știi? Și cred că i-au zis americanii mai bine. El oricum a rămas supărat. Vezi că Emil cine? Constantinescu, pe popor, pe presă, pe sistem, pe securitate, pe toți. Eu l-am avut acum 2 ani în interviu la Guerilla și l-am chinuit cu întrebările astea. El fiind fan de-al meu, Emil Constantinescu, da, și eu fan de-al lui, pentru că a fost singurul. Unul din fanii tăi, Liviu. Unul din fanii, da. Am miliarde, da. Îți dai seama. Dar pe cine n-am vins securitatea? Eu nu înțeleg de ce s-a spus. Pe el l-am vins securitatea. Pe ceilalți? Dar el ce a făcut? Dar și se pare că nu i-a vins. Stai. El a avut dreptate. Stai, bun. Deci vine Constantinescu, pleacă Constantinescu înfrânt și vine... Mai vine odată Iliescu, atunci ce a simțit? În finală cu cine? Vadim, credeți că a fost lucrătură?
Nu, n-a fost jucător. Adică așa a ieșit poporul, așa a votat? N-au știut să gestioneze dreapta asta intelectuală cu PAC-ul, Partidul Alianței Civice, cu Manolescu, cu Stelian Tănas. N-au știut să gestioneze marketingul politic cum trebuie. Ăștia erau activiști de partid, ăștia știau să facă politică, dreapta nu știa. PNţ-ul era un partid de profesori cu pantofi scâlciați, care habar n-aveau să facă politică. Infiltrat de securitate. PNţ-ul a fost infiltrat. Am și scris în Cața Mecu. Și iar te întreb, ce a fost partid neinfiltrat? Sau? Toate partidele. Și la ora asta nu există entitate, ONG, important vorbesc, bibliotecă, orice pe lumea asta să nu fie infiltrat de securitate. Noi de-aia avem obsesia asta. Spre o deosebire de presa nouă, care e foarte bună, presa underground, de tip Rise, Project, Recorder, etc., sunt foarte bune. Sunt o generație excepțională. Dar nu au asta cu securitatea, n-au prins-o. N-au. Singurii care am rămas și astăzi, Mihaiu vorbește pe toate televiziunile de securiști de peste 10 ani de zile. Când și îmi zicea lumea, bă, tu ești obsedat de securitate, ești nebun la cap, numai securiști vezi peste tot. După ce am avut și protocoale și ce am avut astăzi, știm o groază de lucruri în 33 de ani să fac mâine poimine, acum știm că obsesia noastră față de securitate era îndreptățită. Ba mai mult, pentru că noi tratam pe Mitică Iliescu de la SPP, când era la SPP-ul lui Iliescu, pe generalul Vasile Ionel cu școală la Moscova, era unul din consilierii militare ai lui Iliescu, și noi, urând haina militară, nu pro bono, nu în principiu, ci pe vechii general de securiști și așa, noi am făcut o obsesie din chestia asta. Ba mai mult, la un moment dat, am și prins securist. Când capitanul Bucure a ieșit prima dată din SRI să denunțe poliția politică pe care o făcea SRI-ul lui Virgil Măgureanu, noi l-am apărat, noi l-am intervievat, noi l-am trimis la Haga cu Mircea Toma să... Stai puțin, trebuie să spui că generalul Soare... Nu la Haga. Generalul Soare a ieșit cu niște casete, cu înregistrări din redacția Cațavencu, da. de pe Giurgiului, parcă. Da. Așa, și de acolo. Și unde s-a dus? La Vadim. Eu la România spus. Mare. La România Mare, da, adică un Cațavencu cel rău. Ăla era un securist patriot. România Mare era Cațavencu cel rău, noi eram Cațavencu cel bun. A dus niște casete. Casetele cu Cațavencu s-a dus la România Mare. Da, în care tanti Maria, femeia de serviciu, a înregistrat vorbind la telefon cu, da, cu fisul. Da, zic. Eu zic, sorsă la pe vapor. Deci era... Și asta ce arată cretinismul unei părți a serviciilor? Măi, înregistrau tot, da. Tot. Da, astăzi ce crezi că fac? Nu, da, azi ce fac? Redacție. Bine, azi nu mai folosesc genul ăla de casete în pereți, cum se foloseau pe vremuri. Acum aș pun direct redactor șefi la ziare. Cum s-a întâmplat și la Adevărul și, și mai peste tot. Nu există și la Prima TV șeful știrilor, și la Pro TV șeful știrilor legături underground cu securitatea. Stai puțin, cu serviciile secrete, cum ar veni cu securitatea cea bună. Și după 33 de ani am ajuns la concluzia că noi am înlocuit Partidul Comunist Român cu ambasada SUA și securitatea cu SRI-ul. În 90, în 2000, cum l-ați votat pe Iliescu? Plângând, râzând. Băi, ne-a zis Doina Cornea. Asta a fost Doina Cornea. Băi, am greșit. Eu nu l-am greșit, am mușcat. Cine a greșit? Tu ai votat cu Iliescu? Da. Eu n-am putut. Eu nu m-am dus la vot. Eu mă duc de obicei la toate voturile. Da. Deși Doina Cornea ne-a zis, în dilema asta între Vadim și Iliescu, Doina Cornea a zis, duceți-vă și votați-l pe Iliescu. Nu voi ați dat, a dat un... Tuturor. Țării. Da. S-a dat țării. S-a dat țării un semnal. Adică bă, votați-l pe Iliescu. Mergeți și votați-l pe Iliescu. Știi că sloganul lui inventat de francezi, de sfătuitori francezi, de pe vremea lui Mitterrand, François Mitterrand, mamă cât de bătrân suntem, era un președinte pentru liniștea voastră. Da, asta a fost de mai înainte. Păi de neainte. A, de la început. De la început. Da, a fost bună. Bună. Pentru nebunia, da, pentru care poporul român era pregătit, capitalism, obosit de sub ploaia de gloanță. Să te duci să crească prețurile, ăia să facă meeting opoziția,
când ai zis un președinte pentru liniștea voastră, bă, da! Da, bine, mă, da. Bun, oamenii conservatori, genial. După aia mai târziu, analist de slogane, analist profesioniști, au zis, foarte bun. Cel mai bun, că poporul, care era, poporul era, de fapt, ca și acum, obosit în două. Mă, era poporul speriat care lucrase la stat și câțiva nebuni studenți entuziași cu capitalismul care făceau, ieșeau la miting. Normal că marea masă care urma să plece din serviciu, care creșteau prețurile, normal că nu vrea scandale, vrea să fie ca înainte și le bă, poporul ieșise obosit de suploadă gloanța Revoluției, că totuși Revoluția e o traumă. Păi da. Așa? Și a intrat odihnit în ceața democrației. Că democrație, noi nu știam ce e democrația. Și în bine, nici acum nu prea știm. Și în pseudocapitalism de 90 cum i-a zis Iliescu, că am ajuns să-l lăudăm pe Iliescu, capitalist de cumetrie. Iliescu a zis-o? Iliescu, da. E foarte bună. Are câteva. Are bune, moș. A avut bune cât mai stai, mă. Dar stai să-ți dau că ultima bună a lui Iliescu e dată acum zilele astea. Ultima bună a lui Iliescu. Vrei să citesc? Fii atent, că e mișto, nu? Că e ultima lui bună, ca să-ți dai seama de diferențele unui criminal, lule! Cum l-au făcut, simite, criminalule, o să intri în tenebrele istoriei, în piața universității nouă, cum să striga la el. Și fii atent, ca să-ți dai seama ce cât de bun e, ultimul comunicat al lui Iliescu a fost următorul. Fii atent, îți imediat, adică mai tai burțile astea la montaj. Nu mai tai, nu tai, decât dacă e rău. Acum nu e rău. Fii atent, stai așa puțin. Da, tu, se pare... Fii atent, mesajul președintele României la moartea a doi titani. România este mai săracă acum după dispariția sopranei Mariana Nicolescu și a academicianului Eugen Simion. Oameni pe care am cunoscut, cu care am avut relații privilegiate și a căror contribuție la promovarea culturii și identității României în lume a fost neprețuită. Opera lor este una solidă și un exemplu de implicare în viața cetății cu altruism, fără să aștepte recompense. Fiecare în felul său a fost un constructor, creator de școală. Moștenirea lor va continua să dăinuiască prin generozitatea cu care au. Asta este esența patriotismului și a iubirii față de aproape. Transmit regretele mele pentru pierderea grea suferită lui Radu Varia și familiei Mariana Nicolescu, precum și ei familiei și celor apropiați lui Eugen Simion, Dumnezeu să-i odihnească în pace. Și e postat de un ziarist foarte bun, Bogdan Tiberiu Iacob, mesajul președintelui. Și toți eu cineva Iohannis a zis asta? Și vedem. Nu vă ambalați, nu e actualul președinte prea ocupat cu altele, e fostul Ion Iliescu. Deci ăsta este păcând ficusul dus în lectică de securitate actuală, n-are nicio treabă. Nici n-a observat că a murit. O fi dat el pe Twitter. Nu te mă plate, Eugen Simion, că e controversat. I-au zis consilierii, stai în banca ta, stai niște că nu se fac astea. Dar ce a făcut tu, e controversat? Ia, mă, Eugen Simion, e controversat cu Iliescu, cu... Aia, mă. Că a fost da, cu da, gasca da, lui Iliescu, da, Vatră. Nu, stai, stai. Da, păi, Adama, nu e. Nu e nu, acum, ce mai e controversa în ziua de azi? Da, dar pentru Iohannis nu dădea bine asta. Atunci, da. Așa, deci v-ați simțit dezamăgiți că vine din nou Iliescu sau ați zis lasă că e mai bine pentru umor? Pentru noi era foarte bine, era pentru foarte bine, în timpul lui Constantinescu ne-a scăzut tirajul. A picat, nu mai aveți de cine să faci. Aveați. Ba aveam, bă, dar cine îl trimitea? Era mai greu să pe faci. Pe cine crezi că îl trimitea în da, pozele cu bule, coposu, da. După țigările Kent, care au fost și fatale seniorului, că el a murit de cancer la plămân, după cum bine știm, că fuma două pachete de Kent pe zi. Se consuma din cauza comuniștilor. Da, deci, și a venit 96 și noi, 2000, într-adevăr, a venit 2000 și am zis, gata, avem din nou pe Iliescu pe prima pagină, deci omul care vinde cel mai bine gazeta. Deci voi v-ați bucurat când evident a venit din nou Iliescu. Adică, democrația ca democrația. Păi nu ne-am bucurat că îți dai seama, nu ne-am bucurat. S-a obosit. Iliescu, dar ce fiere ai băut aseară, mă, norocitule? Iliescu și Năstase. Și Năstase. Vă era frică de Năstase? Adică ce sentimente vă inducea Năstase? Că totuși una era Năstase, alta era Iliescu. Iliescu, bătrânul, totuși, în afară să... Vrei să-ți arăt... Năstase, nu, trebuie să caut aici. Așa. Trebuie să în caut afară să aici stea controlele de la ANAF.
cu lunile, ții minte, da, noi, că ne prieteneam, da, da, cu inspectorii de la ANAF. Trimiși de... Nu, ei veneau să verifice, erau okay, oameni corecți. Veneau să verifice. Numai că ne împrieteneam, mergeam la bere cu ei. Adică... Ancheta despre Năstase ca fiind gay, da, de Happy Fish să mă iei, a făcut-o Liviu Mihaiu. Și el a venit la un bal al Academiei Cațavencu Năstase după acuzația asta de bisexualitate, ceea ce astăzi mi se mai pare, mi se pare cool. E cool, da, atunci la voturile. Băi, de la Vice ar zice, mamă ce om, tare, ce om, da, mă, lua voturi, ești nebun de la Progres. Dar la voturi, bă, voturile de la MGB să o duceau în pizda, mă zi. Da, nu știu dacă se băga la ghip. Și a venit la un bal al Academiei Cațavencu și vreau să vă demonstrez că ceea ce a scris nu e adevărat, vreau să vă propun ceva. Pe scenă, cu toată lumea, oameni politici. Vreau să vă demonstrez, încercând să arăt că nu sunt ceea ce ați scris cu nevestele voastre. Da. Bă, am râs. Tu bună! Tu da, tupeu. Nu ne-am supărat. Am râs toți, mă. N-aveți ce să te superi, că a dat-o ca la stand-up. Normal, a dat-o ca la stand-up. Cu rost. Rostul Adrian Năstase către Academia Cățării. Închipuieți-l acum pe Iohannis făcând gluma asta. Mă rog, Iohannis oricum la cele 50 de cuvinte din limba română pe care le știe, n-are cum să facă glume. Păi Iohannis făcând glumă, punct. Da, exact. Glumă, punct. Eu nu sunt așa, dar în fine. Tu nu ești așa, păi te știe. Ne luăm de el, mă? Eu văd. Stai să ajungem la episod. Când a venit Băsescu la putere, atunci ne luăm de el. Stai că ajung și la Băsescu. Tremura la alege. Cine ți-a dat dosarul? La... Numai nu de colaboratori. Nu era un dosar de la securitate, că el avea dosar la securitate, păi da, de unde l-au și agățat, dar fiind un intelectual și ginerele lui... Grigore Preoteasă. Nu Grigore Preoteasă. Nu, ministrul agriculturii Miculescu. Așa. Acum, dar în prima atunci, Dana e fata lui Dana Năstase. În prima căsătorie a fost a mai avut-o. Preoteasă, cel căzut cu avionul la Moscova. Care are și astăzi Casa Studenților. Mai fost, tot Preoteasă e, să zice. Church. Au fost înregistrări pe care, nu știu, și alte lucruri. Se zice Adrian Șoită astăzi. Da. Nu le-ați publicat? Nu există. Că vă era ceva, nu știu, Năstase, pericol. Nu există ceea ce să nu fi publicat decât din decență. Dacă era ceva vulgar, nu publica. Altfel nu există adevăr. Bine, asta te întreb, adevăr? Nu. Deci dacă a fost ceva omis, să zicem doar... Și noi de-aia suntem crescuți așa și de-aia suntem greu adaptabili unei prese controlate cum e astăzi, pentru că noi suntem mustangi. Nu ne spune nimeni ce să scrie despre ce să scrie. Dar nu a fost frică totuși, la un moment deși dat... Deși din slugile lui Vântu nu am fost scoși zeci de ani de după, știi? Da, dar nu a fost frică, nu știu, de exemplu, că dispare unul... Păi nouă ne-au dat foc la redacție, înainte de Minariadă. Ne-au dat foc la redacție. De bară pentru direcție și vă fuge la direcția la mașină. Sau la contabilitate și a dat foc NAC-ul, zice. Nu el, da. Nu v-a Irina, fost frică nu difuzorul. Că vă scoate cineva capul de bară. Am aflat săptămâna trecută că dacă ți-a ia capul de capul bară. Capul de bară sau la mașină. Direcția la mașină. Băi, sau în primul rând mașini s-au spart. Pentru cine s-au spart în fața redacției, nu da. S-au urmărit mașini, s-au făcut poze, s-au luat geți. Securitatea, cu acte, măi, din cu acte. Față, din roțe, cu dosare, da. Cu dosare? Da. Pe asta e grav. Hai să facem o campanie pe declic.ro să protestăm împotriva faptului că cu 32 de ani ni s-au luat din mașini niște dosare. Mă, nene, noi trăim apocalipsa și tu zici că e grav. Bă, acum mi se pare o joacă față de ce se întâmplă și față de cât control e și ce trompetă a ajuns presa. Deci, băi, nu era frică. Chiar nu ne era frică. Păi aveam o inconștiență, probabil, și o, probabil, și cunoștința faptului că, totuși, aveam specialiști în servicii secrete în redacție, mă refer la Cornel Ivanciuc, care știam din toată istoria securității că securitatea nu era dură în acțiunile, nu era FSB, nu era Stasi, nu era securitatea bulgărească să înțepe cu... Nu omora. Așa a crescut securitatea a crescut Ceaușescu, fii atent la faza asta. Nu omora. Ceaușescu a vrut să omoare pe Monica Lovinescu. Baba de la Uluci, cum îi spunea,
Eugen Barbu, Monica Ilovinescu, care era la Europa Liberă și îi făcea praf. Și Sinistra și Odiosu când auzeau cu auzi și ăsta a făcut criză probabil, Sinistra, cel mai probabil, că de-aia i s-a spus Sinistra și a dat ordin să omoare. Și a venit Maurer, Ion Gheorghe Maurer la el și a zis, Nicule, crima e crimă. Hai, încercăm să-i închidem gura, dar crima e singurul pe care l-a ascultat din toți, de fapt, singurul care, căruia îi datorăm futul în aripă, acolo unde e venirea lui Ceaușescu la putere. Lui Maurer îi datorăm. Nu trebuia să fie Ceaușescu. Gheorghiu, deci nu-l vrea pe Ceaușescu, secretar general al partidului, îl vrea pe Apostol. Hai că știu că a vorbit cu poveste, nepotul lui Maurer. E o poveste cu Maurer. Trecem peste a dovadă că Maurer a avut un accident în 73 ca prim-ministru sau 74, mai zic, în 70 și un accident extrem de dubios despre care Ion Gheorghe Maurer, bătrânul, în anii 90 în România Liberă a dat un interviu în care a spus că a fost montajul Elenei Ceaușescu. Elena Ceaușescu nu suporta pe niciun demnitar care, de care Nicu să se apropie mai mult decât de ea. Și atunci i-a chinuit pe toți, stai. Bă, Ștefan Andrei, pe toți. Nevasta lui Ștefan Andrei. Pe nevasta a urât-o, Violeta Andrei, care era actrița frumoasă, Violeta Andrei, și așa mai zis, ei, nu scăpa nimeni de furia acestei sinistre. Dar poporul român era un popor blând și de aceea securitatea nu omora oameni. Și de aceea da, nu da, e o chestie în ADN, speriați da, până da, la urmă, da, că într-adevăr nu era nici măcar Bulgaria. Bă, nu era ca la ruși. La rușii găseai, dar au aruncat redacții în aer. Redacția de la Adevărul a fost aruncată de FSB în ADN. Pe vremuri. Sau Politovskaya, jurnalistă găsită lângă lift cu un glonte în frunte de ziua lui Putin. Da. Deci, azi, da, bun. Voi totuși ați zis, băi, mergem înainte pentru da, democrație. N-am luat nicio bătaie adevărat pe stradă, în afară de fapt că ne-au alergat minerii și ne-au căutat redacția să ne devasteze. Mi-a dat aminte o, apropo, nu securitatea, miliția a venit. Nu știu dacă are legătură, eu zic că da. Miliția are legătură cu securitatea. Și când au depus pixurile, țin... Da, la PNC. La PNC, bă, în față. La PNC ați găsit și băi, au ce... vrut să modifice parcă legea presei sau ceva. Da, s-au băgat acolo unde țărăniștii săraci nu... Și ne-am dus cu televiziuni, cu toți și am depus pixuri. Da, da, știu. Și au dat înapoi legea țărăniștii. N-au mai aplicat. Da, dar nouă, deci ca să avem cu care a sprijinit regimul. Un semn de parcare interzisă la, în fața redacției și aia care îți blocau roata, știi? Și coborau. Răzbunați. Dar răzbunări de astea, mă, de cartieră. Miliția, au venit. Ce țară circulație, mică. Da, m-a pus semn de parcare divizia, divizia. Băi, adevărul că era romantic, băi, genul ăsta de persecuție. Pare rămas. Da. Robotovici cu o sculă avea. Sluceam șofer. De la cață, da, echipa așa, de, să zic, șoferul, de piloți. Admin, echipa admin, de piloți, da. Le-am făcut legitimații pilot. Deci era pilot 1, pilot 2, frate. Nu, și descotea ăla și aveam vreo 11-12 oale de alea în redacție sus când am ajuns eu și se rugau unul la ușă de la, doamne, noi suntem o firmă, până nu vă e rușină să milogeau, să le dea oalele. Asta mi se pare memorabil pentru istorie, deci da, din ce la uite, Moscova... apropo că tot vorbeam și de Ceaușescu și de Iliescu, bula asta care, băi, ce bine scriam pe vremuri. Băi, Nenicule, atât de bine scriam. Mă rog că scriați bine, că eu trimiteam la hosta pe de rost. Da. Citesc. Fii atent, zice, îl întreabă pe Iliescu, poza e originală, deci nu e vreun montaj, deci nu exista da, Adobe Photoshop. Da, îl ținea de mână pe Ceaușescu. Așa zice, Ionele, nu aici la Târgoviște l-am pușcat și pe Tudor Vladimirescu? Ba da, tovarășe dictator. Un dictator pământiu și un despot luminat. Bă, perfect, mai mult data nu poți să zici despre ăștia doi, Iliescu și Ceaușescu. În fine. Așa, stai, întrebare. Bun, hai, deci, nu ți-ai făcut întrebările pentru astăzi. Da, e cum le știu pe drăs. Suntem în, până în 2004. Este adevărat că Academia Cațavencu l-a convins pe Ion Iliescu să-l aducă pe rege? Este o legendă? E ceva din redacție care vă place vouă să credeți că l-ați adus pe rege? Zic, povestiți-mi, băi, Dinescu, această cred poveste. Că Dinescu avea acces direct la Iliescu, inclusiv pe telefon. Și cred că Dinescu i-a zis, hai, cum e Dinescu?
Hai bre, dă o dracu de treabă, stă omul ăla pe la ușile țării, ne facem de râs. Așa, că a fost băi, altă replică de-a lui Iliescu pe care o țin minte și pe care am repetat-o inclusiv la ora regelui, că îți dai seama, azi avem și emisiune în fiecare săptămână cu ora regelui, a zis față de regele Mihai, eu am greșit. Deci Mihai Ion Iliescu a zis că a greșit față de regele, știi că la graniță sunt imagini în care miliția îi ținea ușa la aro. Pe drum a încercat de două ori. Ba mai mult Mardale, dacă ții minte caricatura aia, când a venit cu avionul și nu a lăsat să intre în țară, că în pașaport. Ăla, Argeșeanu, Bănei. Bă, exact. Era ultimul și Bănei. A făcut scara de coborât, care scară să întorcea în avion. Deci a făcut un avion Patriciu, cu regele acolo, și Patriciu. Se certa cu el era deputat sau senator. Senator era. Se certa Dumnezeu să-l odihnească Patriciu, o altă victimă a securității și a preferatului tău Traian Băsescu. Așa zic cu ne, Ioane, înțelege, țara plânge după rege. Da, Ioane, înțelege. Titlul meu favorit legat de asta, și așa mi s-a părut că v-ați enervat și chiar era mișto pentru mine de la provincie, Iliescu să comande pe pista lui Măsa. Mi se pare max. Foarte bun. Pentru vremea aia. Pe pista lui Măsa. Băi, nu scria nimeni mai așa ceva în presă. Pe pista lui Măsa. Adică să comande, că el pe pista l-a oprit. Da. Ca să înțeleagă, bă, și tinerii ăștia poantele. Băi, de atunci. Rad, poantă, ce stand-up comedy. Tu știi că unii care se uită acum la noi, jur să comenteze dacă au curaj. Bine. Nu știu cine e Corneliu Coposu? Da, bineînțeles. Habar n-au. Eu am mai postit lui Cucui data trecută. Vlad îl are pe Vadim screensaver și am zis, bă, da, tu știi cine e ăsta? Un mare comic. Așa a zis. Da, pentru ei, pentru generația asta, păi, dar n-au ieșit meme, meme cu Vadim, cu pitica dracului. Da, ei știu toate astea pe de rost. Și ei nu știu ce a însemnat Vadim, de unde vine Vadim. Cine un comic? Că el a fost cântărețul Elenei Ceaușescu, că s-a rugat de securitate să-l facă, să-l facă și pe el securist. Securitatea n-a vrut, că era saltimbanc. N-avem încredere că e prea clov și saltimbanc, tovarășe. Erau și bulele cu manta, astea erau cele mai finuțe așa. Țin minte că doi se băteau, doi oameni amărâți, ea îl bătea, îi dădea, îi căra sacoșe în cap lui, doi bătrâni, și spunea doamna respectivă, zice, nu ți-e rușine, porc bătrân, că ești de seamă cu președintele țării. Țin minte. Care președintele țării, hai să râzi, avea amantă. Președintele țării avea amante. Ion Iliescu. Că nu știe lumea. Rodica, cum îi zice, în Google? Rodica... Da, păi... Mamă, deci... Rodica sigur o chema. Una. Și a doua care se bănuiește că a fost... Corina Crețu. A doua care se bănuiește. Ziceați voi că ați avem. Nu, dar de Rodica asta, băi... Uite aici aia... Avea, era una în TVR care... Da, în TVR. Rodica... Amanta lui Ion Iliescu. Amanta Ion Iliescu. Avea amante, mă, moșu, stai puțin. Dar tu crezi asta? Da. De unde știi? Băi, de la securitate, că totuși știm. Unde le dădea? Păi, ascultă-mă, e o mare... În pizdă! Nu, este o mare întrebare pe care ne-am pus-o cu Ducu mult timp. Nu, asta a fost ministra justiției. Nu, nu. Nu. Asta a fost ministra justiției, informatoarea securității în regim. Asta e Sanda. Sanda, nume de cod. Alta, mă, Rodica, băi, trebuie să-l sunăm pe Ivanciuc. Da. Hai să-l sunăm pe Ivanciuc. Google, sunt două Google am avut. Apropo redacție. De Ivanciuc. De casă, Google de casă, organic. Cum a venit Ivanciuc la Cațavencu? Mai țineți minte? Că eu țin minte o poveste. A publicat un text la poșta redacției, să l-a trimis, pardon, care se numea, zic eu, Bula Galului. Și care cred că e în almanac aici. Care este genial. Bula Gal, care e foarte bun. Un gal avea o bulă. Un gal avea, așa începe. De aici începe delirul. Aici este stătul cu galul. Stați, și două puncte, Bula Galului. Bula Galului, mă. Și pentru textul ăsta l-am angajat pe loc. Ivanciu, pe loc. E ca la Hollywood.
te-a văzut, da, și da. Aia își dau seama că se pricep. Aduc eu aminte ca tipograf al revistelor Tinerama și Academia Cațavencu, care se făceau în același loc la tipografia lui Orațiu, Cornel Ivanciuc era ziarist cu carte de muncă la Tinerama. Și mai trimitea materiale. Ce nu intrau la Max Bănuș, intrau în Academia Cațavencu. Inclusiv statul de plată al lui Virgil Măgureanu. Da, corect. Că n-a vrut Max Bănuș să-l publice și s-a publicat la Academia Cațavencu. De ce n-a vrut să publice? Omul era networking pe aici, avea afaceri. Nu s-a publicat în Tinerama. Era un ziar amabil, Tinerama, de-aia și dispozit. Da, era deținut de Max Bănuș, care se pare că Max Bănuș era și el informator. Bine, la un moment dat, după atâția ani... Max a fost la Europa Liberă sau la Vocea. A fost afară. Da, asta nu înseamnă că nu putea să fie dublu, cum se zice. Cum au fost mai mulți. Bine, astăzi te întreb, cine dracu n-a fost informator? Radio, vreau să cât TV, omul avea... Da, avea planul mare. Nu deranja lumea, Tinerama. Așa, da. 2004, moment greu, noaptea alegerilor. Cum a trăit Năstase versus Băsescu? 2005. Băi, asta, tu erai în redacție. Erai în redacție în 2004, parcă erai. Te numesc din 95, doar că nu mă știați cum mă cheam. 2004. Păi eram, normal. Fii atent. Eu am făcut. Nu ții minte dezbaterea primul live pe care am iscat-o în redacție. Așa. Zic, hai să împărțim pagina în două. În această campanie electorală să dăm tot cei cu Băsescu și tot cei cu Năstase. Jumadă ziar cu Băsescu, bă, rămâneam în istoria jurnalismului românesc. S-a făcut cu Joana și cu Jochion Spotul. S-a făcut, dar a fost... Cu Joana Chie și Marinaru. Cu Joana s-a făcut. Cu Joana atunci s-a făcut. Nu eram atât de speriați de Năstase. Deci vă era frică, efectiv, nu era glumă. Mie nu. Nu se știu că îți Toma, țin minte că... Mă, nu, ți-era teamă politic, ți-era teamă istoric. El va deveni președinte, Petrache și alți mafiozi vor fi puși și oamenii de bani lui Adrian Năstase și alții, nu le mai zic numele, să nu devină șef de servicii, miniștri. Dar era o dictatură soft deja. Era la dictatură soft, da, soft. La ce emisiune a dansat Năstase? A fost chemat să danseze, adică deja nu mai mișca nimeni în front. Datoriile lui Adrian Sârbu la buget, pe care datorii Victor Ponta n-a mai vrut să îi le șteargă, de unde și problemele lui de astăzi, care evident că vor fi, cum se zice, prescripționate dosarele lui. Da, ți-era teamă de asta, pentru că Năstase, deși era așa mai rafinat față de restul, iar Băsescu pregătea... care venise cu țepele din Piața Victoriei, părea erou național, Che Guevara era pe lângă. Dar tu nu erai cu Băsescu la început? L-am votat. Dar eu stăteam cu Băsescu când era primarul capitalei, mi-au cam minte venea și acum. Venea la baluri, mă, la șpriț. Venea la balul, nu l-am avut. Bal. La bal, Năstase, pe aceea scenă cu Năstase, în 2004 s-a făcut Radio Gherila. La știrile... Eu am scris alea. La știrile pe care... citite de Năstase și de Băsescu. Au citit știrile la microfon. Da. Avem... Da, asta audio. De legendă. Asta înseamnă echilibru la Cațavencu. Eu de-aia am propus. Hai să împărțim ziarul în două bună. Și să dai jumate cu Năstase, jumate cu Băsescu. Adică să fim corecți. Nu ne interesa așa. Nu ca acest mafiot, ci da să le... Cine era cel mai... Toma a fost foarte veche. Da. Toma care era totuși autoritate. Totuși. A zis nu. 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 Sigur că am scris și de unii și de alții. Stai, normal. Nu. Întotdeauna am scris și de unii și de alții. Cum fac și la radio. Aduc și infractori, aduc și oameni buni. Când aduceam pe unul, mă înjurau că lumea în ultimul deceniu a înțeles că presa înseamnă galeria celui bun. Celui bun. Cum a fost presa lui Băsescu după ce a trimis serviciile secrete să ia gâtul și să o ia în proprietate și să le facă dosare la toți patronii de presă. Toți patronii de presă au hai să vorbim aici. Fii atent. Hai să o luăm așa. Bă, s-a atât de Constantinescu, 30 de ani de istorie. Constantinescu a fost înfrânt de securitate. Băsescu a înfrânt securitatea și și-a subjugat-o?
și-a subjugat-o, a călărit-o, a direcționat-o, că era de-al lor totuși, când Băsescu avea misiuni. Ca fan Băsescu, nu ca dușman, tocmai. Misiuni de la securitate să dea foc la niște nave la Rouen, m-am certat cu el pe televizor, e pe YouTube, dacă îl găsești, Mihaiu versus Băsescu, pumni și palme, o găsești pe YouTube. Așa cum o găsești și pe aia cu Vadim. Când l-am dat afară din emisiune, primul om din România, se-i arăt lui Fitu, care l-a dat afară cu București, a plecat, l-a făcut maimuță pe București și eu mi-am sărit. București a ajuns să vândă țigări după ani de luptă. 15.000 de euro pe lună aș vinde și eu țigări. Cu iarbă. Cu iarbă în ele. E drept. Deci, atunci are singurul realizator din România care l-a dat afară pe Vadim, el fiind senator, fiind în gradene, nu invitat. El era dezbatere electorală. Și atunci, la dezbaterea asta electorală, am organizat-o să nu fie chiar ca... Și ăsta a început să urle. Sluga lui Vântu a început. Și dacă bași pe YouTube, cred că are 80.000 de vizualizări. Am cele mai multe vizualizări din viața mea, adică. Da, o să căutăm. Ca influencer. Gen de influencer mic. Nu, adevărat, Marc. Da. Așa. Și Băsescu a subjugat securitatea, a cum? Folosit-o. Nu vreau să înțelegem cum. Băi. Nu poți să stai, fiadă. Deci stai un pic să pun întrebarea. Da, zi. Băsescu a fost mai deștept decât toți da. Oamenii din servicii, păcălind da. Păcălindu-i pe toți să intre în toți slujba intelectualii, lui. Da. Adică nu era atât de puternic. Toți intelectualii. Când a venit, nu era avea vreo putere. Băsescu era un avea om al străzii. Că când țepe în piața... Da, n-avea putere. Stai mă, puterea putere. Obții, nu? N-avea putere. Băsescu era da, un... Mă, dar era din sistem. Fost primar, stai puțin, era simpatic. Din sistem. L-a îmbolnăvit pe Stolojan când a plâns. Da. Atunci aia cu plânsul a fost faza genială. Talent, talent. Zeu este cel mai talentat președinte pe care l-a avut România, mai talentat decât Ceaușescu. Cel mai talentat. La față de Băsescu. Aia mă, discursurile Ceaușescu din 68, nu vorbim. Lasă, ala rămân bun. Acolo, dar nu. Deci cel așa, mai talentat, deci cel mai mare actor. Și cum a reușit să devină șeful serviciilor. Îți dau un uite, îți dau un singur exemplu. Și societății, toată lumea îl susținea. Nu știu cum, probabil că Nuții Udrea m-a invitat la un 1 decembrie la Cotroceni. Noi eram în nasol cu el, adică îl trosdeam. Nu, nu noi, care noi? Tu. Cățavencu, da. Nu, vreau să-mi zici tu cum nu. Te-ai schimbat tu opinia. Tu nu. Păi nu, eu până la capăt. Eu știu. Dar vreau să-mi zici cum ți-ai schimbat tu opinia. Fii atent, îți dau un episod ca să vezi cât de... Și eram, vorbeam cu Coldea și cu Maior eram. Tu? Da. Eu uite. Zic, băi, uite, l-ați arestat pe ăsta, era șeful Comisiei de Supraveghere a SRI-ului, Ion Stan, PSD-ist, care a și vomitat după aia, până n-a mai putut, a și murit după aia, a făcut puțină pârnaie și a murit. L-ați arestat, ați văzut ce a zis? A făcut așa din mână, ori Coldea, ori Maior, adică ni se rupe de ce a zis Ion Stan. Ok. Și la un moment dat un SPP să deschide o ușă din peretele ăla mătăsat, matlasat, se deschide și un SPP le face semn. S-au întors 360 de grade și amândoi au intrat pe ușă, la sfârșitul petrecerii, s-au dus sus la Băsescu amândoi, dar modul în care au făcut-o, militar așa, la modul militar, un SPP. Nu pun bibliotecă. Bine. Sau la cărțile. Nu, nu. La un whisky de 1 decembrie cu securitatea. Și am văzut cum din fața mea au plecat, Dragoș. Am văzut în zup și s-au plecat. Pac, s-a închis ușa. Și s-au dus să bea în sfârșit un... Și să mai aranjeze, evident, eliminarea unor adversari politici. Ce s-a întâmplat în războiul între Tăricianu și Băsescu? Că tu ai fost destul de aproape, cred. Da, Tăricianu. Da, da. Ce s-a întâmplat acolo? De ce s-a rupt această poveste tu de iubire? Tu mai ții minte că Tăricianu nu suporta Băsescu să n-aibă primul lui ministru. Ca orice până dictator un compromis cu Tăricianu. Că era alianța da. Păi da, așa. Păi și da. Tăricianu, aveam PNL-ul era cel mai tare și Tăricianu era prim-ministru. Era șeful partidului, deci pe care de cont. Și atunci Băsescu i-a zis, hai să facem alegeri anticipate, să avem o majoritate mult mai confortabilă. Adică să-l păcărească și pe Tăricianu. Și toți ăștia, consilierii lui Tăricianu, inclusiv Patriciu, bă, vezi că îți dă țeapă, faci alegeri anticipate și, ce și face? Nu te mai pune prim-ministru. Stai. Și nu te mai pune și premier. Și ar fi umblat și la voturi?
Să pară FSN-ul mai tare pe Deu. Atunci încă nu se umbla la avutor, păi, decât cu sacul așa, de ceea ce minor. Deci nu era. Nu se lucra pe cazul online. Nu. Nu. Așa. Nu era cazul dar pe online. Și simplu doar făcea alegeri și după aia nu mai nominaliza. Exact. Să facă și asta, FNL-ul oamenii aveau și ei informații din partid, din PD, evident, că ăsta vrea ceea ce și-a și pus bocului, ventrilocului Emil Boc. Dar stai să luptăm până atunci. Și cine a ieșit săgeată împotriva lui Tăricianu cu bilețelul roz? Da. Amanta lui oficială, Elena Udrea. Cu bilețelul roz. În care, atenție, n-a observat nimeni. Că aici s-au dus toți după fentă. Era, dacă poți să-mi zici și mie ce se întâmplă cu... Era cu semnul întrebării. Aici bă, semnul l-a salvat. Bă, semnul întrebării. Adică nu i-a comandat președintului să-i dea dosarul sau nu ce. Că Tăricianu, băiat fin, prea fin pentru trânta cu Băsescu, realmente, bă, a zis prietenului totuși, ce se întâmplă cu Patriciu? De 19 ori a dus la parchet. Cum era formularea? Dacă se poate? Dacă, stai, îl găsim pe Google, bilețelul roz, bagă, că nu mai țin exact. Că trebuie că interesantă da, formulare. Formularea. Și zici că l-a salvat semnul întrebării. L-a salvat semnul întrebării, dar toată lumea ținea cu Băsescu, frate, ca și tine. Erau, băi, deci eu ce-am pățit la realitatea? Al vântul. Cu Sergiu, când m-am dus la Turcescu, și am zis, a venit Putin de România în 2007, e caseta lui Turcescu, la el acasă. Și am împărțit tabla în două și am zis, ce a făcut Putin în Rusia, ce a făcut Băsescu în România cu oligarhii? O sintagmă inventată de Traian Ungureanu, oligarhii. Deci i-a speriat poporul român care nu ieșise din IMGB încă. Ana, avem oligarhi? Da, sunt întrebări. Deci, omul... Care e absurd în limba română. E absurd, da, adică formulat în franceză, cred că. Da, gramatical nu e corect. Da, nu e corect. Românește, dar... Și cine a venit cu bilețelul roz? Săgeata. Dar de ce? Care de acum este în pârnail. Băi, nu s-a gândit prin capul lui ăla de băiat de boier că Mitocanu va ieși cu bilețelul împotriva lui. Și atunci s-a făcut o urgie împotriva. Ăsta n-a știut să reacționeze la PR. Deloc n-a fost bun. Păsaltea cu marele luptător pentru că, hai să spun ce, dacă nu acceptați alegerile, a spus la Cotroceni PNL-ului, vă distrug. Am încheiat și distrug. Vă distrug. În loc să iasă Tăricianu și a zis, domnul președinte, am ieșit de la ședințe, tocmai ne-a amenințat că ne distruge și pe mine și pe Partidul Național Liberal. Dacă el ieșea cu asta, bilețelul roz era, nu avea același efect. Da, zici că a avut un impact puternic. Puternic, eu țin minte presa la Căsăpit, mă, pe Tăricianu. Și Căsăpit a rămas. Da, dar tu ai trecut cumva în tabăra Tăricianu. Ceilalți nu, de la n-am trecut, cu ce au făcut. N-am trecut. Eu țin minte că în Jurești era mirat. Ce trebuie? Nu e din Constanța. Eu era foarte mirat. Lici, bă, dar asta nu e din Constanță. Ce are cu Băsescu? Ce trebuie cu Băsescu? De ce se ia de Băsescu? Băsescu nu era constanțean. Unu. Era viitură, din județ. Vinitură, era din județ, din Basarab. Era Constanțel. Da, din Basarab. Era marinar, iar tata al meu, Dumnezeu să-l ierte, Constantin Costică Mihaiu, pe care Răzvan îl știe de mic copil, a fost unul din oamenii cu care Băsescu a navigat în poziția de ofițer șef mecanic adjunct, parcă era tata. Deci al treilea, patrulea om de pe vapor. Și l-am întrebat pe tata. Bă, cum e era pe vapor? La fel cum e și în politică. Dacă îl bătai la table, s-a răzbuna pe tine. Dar la bluj, la cafea, la asta mergea, adică făceai treaba. Băi, tu știi unde ascundea Băsescu buful? Și vaporul, el fiind cu sistemul ocoleac la controle. Unde știi unde ascundeau ei? Deci dacă un vapor avea patru mari pistoane cât camera asta era un piston, un piston se defecta și în pistonul ăla defect se băgau toți blugii, carpetele și țigării. Deci Băsescu însuși a declarat că el a ieșit cu 60.000 de dolari. 100 de mii. Sau 100, între 60 și 100. Eu zic 100 de mii, țin minte că mi-a zis. Da, de dolari. Tata n-a ieșit sărac cu atâta. Deci era... Și mai mult, bă, a zis mai mult. Nu, mai mult nu. Nu, mai mult, sigur nu, îți spun că mie mi-a rămas cu
Tata n-a ieșit. Era mult mai bun bișnițar decât tata Traian Băsescu. Era și comandant de vas. Avea și diurnă. Avea și diurnă mare, e adevărat. Era mult mai bine plătit. $2 pe zi. Și avea și... Comandant. Avea tata săracul. Cred că a fost și el o perioadă secretar de partid pe vas. Ce se întâmpla la pe vas secretar de partid? Să făceau că citesc ziarele de partid, scânteiarul și ce, și jucau o tablă la... Înțelegi? Asta erau... Am trăit asta în armată, știu ce vrei să zici. Scânteia veche, că, cu aia cu care plecau, adică scânteia veche de 3 luni să citea. Exact. Bun, deci începe războiul acesta, ca să avem cum se poziționează o parte Anti-Băsescu, da. Și o parte... Avea fani în redacție. Păi cum să nu aibă fani? Nu, în afară de tine, mă tâmpit. Păi asta zic, erau mai mulți oameni. Păi cum? Ioan Temorar era fan. Nu era? Alu. Bă, da, era perioada în care îl susținea toată intelectualitatea. Da, adică voi erați în răspăr cu lumea. Da, mă, dar noi l-am citit, mă. Noi l-am citit. Și am avut dreptate, am avut dreptate. Bă, cu securitatea, bă, eu mă certam din cauza lui Băsescu, nu cu tine, că pe tine te cădă. Te găsisem caz clinic pro Băsescu. Cu ăsta mă certam. Și ăsta a fost cu Băsescu. Bă, alte chestii, alte discuții acolo. Deci, Băsescu era. Nu. Cu americanii, cu Băsescu. Cu... El fiind republican. Nu, e. În fine. Deci chiar vine 2007 și vine punk, vine vântul. Mă interesează partea vântul cu Cațavencu. Da. Care, cum a fost, cum ați negociat, de ce i-ați dat, cum i-ați păi dat, el a făcut o ofertă pe care nu puteai să o refuzi, nu știu, de natura 15 milioane să cumpere tot trustul, să cumpere publicațiile, Cotidianul, de unde avea? Bucătăria pentru toți, erau toate publicații, erau 10 publicații. Da. Și el a cumpărat cu 15 milioane. Cred voi că știți cine camat. Era vântul, da? Da. Venea păi după da, mă, eu m-am opus. Eu am votat împotriva lui vântul în Senat. Eu și Toma. M-a și sunat 5, vânt. Ai zis 5 la 4. Că eu mă duceam cu el la pește, adevărat. Și m-a sunat vânt. Bătrânelule, să știi că de acum nu mai vom mai fi prieteni de... Ai votat împotriva mea? Băi, Sorine, e creația mea și a noastră, zic. Nu ți-o dau pe toată. Am votat să nu dăm majoritatea, mă scuz. Bătrânele, sunt supărat pe tine. Și mi-a închis telefon. Așa făcea? Da. Ca un copil. Dar atâta, bă, nu te dă de afară, nu tăia din salariu. Vrei să spun ceva? Golanul ăsta de vântul a fost cel mai ușor mogul dintre toți mogulii pe care a avut România, începând cu Sârbu și terminând cu Voiculescu, Burci, cine vrei tu. Cel mai, adică acolo asta dacă îi spunea Bordu, Sorine, ai asta, nu se face, nu se făcea. Dacă îi spunea Sergiu, Enache, Bușcu, câți erau în bord, eu n-am fost în bord. Așa, nu se face. Dar asta nu o făcea doar pentru că era interesat numai de bani și pe el doar combinațiile politice îl interesau și dacă îi zicea, ok, un șef de... Păi nu s-a întâlnit, mă, în parcare cu vântul. Să-ți spună Dorin Iacob, că îl vezi la statul paralel, care a fost consilierul lui Traian Băsescu și care s-a certat cu Traian Băsescu atât de rău încât l-a dat afară de la Cotroceni, în momentul a dat un pumn la masă din cauza Elenei Udrea. Alt episod. Iar s-a întâlnit cu vântul. Și pe Dorin Iacob l-a trimis să vadă dacă, cu scule, cu tot, să vadă dacă nu e, îl înregistrează mogulul. Deci s-a făcut un fel de curățare de a interceptorilor pentru că se schimbau valize, ca să ne înțelegem. Adică, nu știu dacă tu ai crezut vreodată... Valize cu ce? Bani sau informații? Cu bani, dragă, cu bani. Cu bani. Tu ai crezut că Băsescu nu ia șpagă? Tu așa ai crezut toată viața, nu? Deci a luat bani. Vezi, bă, de ce n-ați înființat voi că ați avea cu ci decât kamikaze? Ci decât kamikaze, ești erați mici. Și noi, bătrânii, știau. Deci vântul valize, a dat valize cu bani, da. Ca să ce? Și să și spunea să bucle, între... Să nu-l ia, de ce? Pentru campania electorală, dragă. Aveau aranje să nu te bagi acolo, aveau mafioți între ei. Deci ce an era asta? Gen? Gen, când el avea realitate, după ce a venit președinte, după 2004, dragă.
2006, 2007. Nu mai trebuie să fix înainte de campania, înainte de 2009, înainte de 2006, 2005, numai 2009. Că știi ce ziceau bandiții pe vremea aia? Dacă îi dai ceva lui Băsescu, te va urî și va încerca să te distrugă, pentru că nu poate să stea cu tine pe cap cu recunoștința că i-ai dat un milion, două, cât să dădeau pe vremea aia, la nunți de astea, cât să dădea la nuntă politică. Deci parcare la ce? Unde? La ce? Într-o parcare. La un... Asta o parcare și în pădure au fost două întâlniri. Parcare, pădure. Unde i s-a dat valize de bani. De bani, dragă, de bani, of, și să aranjeze lucruri. Și a zis, neutralitate aici, eu candidez, vreau neutralitate, trustul tău nu dă în mine și nu se leagă de copiii mei. Și a fost o greșeală, la un moment dat, s-a luat de Ioana. Ziariștii lui Realitatea TV... s-au luat de Ioana, da, de Ioana, care se va duce în pârnaie, cât de curând. Fata lui Traian Băsescu, da, are o primă condamnare, da, nu poate fi salvată, în fine, altă discuție. Și s-au luat de Ioana și a nebunit Traian Băsescu și a pus toate tunurile pe... a dat ordin, crash, kill, destroy. Și atunci a venit Ghiță, într-o noapte, Sebi Ghiță, fugarul, da, din Iugoslavia, din Serbia, a venit și a smuls o jumătate televiziune și a rămas Realitatea o jumate la Ilan și o jumate s-a dus la Sebi Ghiță și astăzi se numește RTV. Bă, deci suntem hoți și nu avem ce să facem. Mă rog, nu noi, dar în fine. Deci, când noi puteam să fim o glorie, mă, deci eram mai tare ca Liceanu și Patapievici la un loc la ora asta.